România a avut o creștere economică peste așteptări în primul trimestru, cu 6,5% peste nivelul anului trecut, printre cele mai mari din Uniunea Europeană. O explicație ar fi consumul în creștere. România au cumpărat mai mult și mai scump, unii chiar și-au făcut stocuri de teamă că prețurile vor crește și mai mult. Este momentul bun dinaintea unei furtuni, spun însă specialiștii, care avertizează că economia va încetini în lunile următoare. În primele trei luni ale anului, produsul intern brut a crescut cu 6,5% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 5,2% față de trimestrul anterior, după o stagnare la finalul anului trecut. Creșterea economică se explică prin consumul în creștere. Oamenii au cumpărat mai mult și mai scump, gândindu-se că acum cumpără mai ieftin decât va fi peste încă o lună sau două, trei luni. Este momentul bun dinaintea unei furtuni care va veni. Oamenii încep să simtă realmente că nu mai au bani, atunci își ajustează și consumul și probabil că în următoarele trimestre vom vedea o scădere destul de abruptă a produsului intern brut. Creșterea economică a României din primul trimestru față de trimestrul anterior, de 5,2%, este și cea mai mare din Uniune. Media europeană este de 0,4%. Pe de altă parte, Comisia estimează că economia României va încetini anul acesta până la 2,6%, deci mult sub estimările inițiale de peste 4%. Creșterile de prețuri vor diminua veniturile, iar lanțurile de aprovizionare și investițiile vor fi afectate de războiul din Ucraina, spun specialiștii europeni. Dacă inflația va scădea anul viitor, așa cum estimează și BNR, creșterea economică va fi mai accelerată. Până atunci, marele câștigător în contextul creșterilor de prețuri este statul, care încasează și taxe mai mari din bunuri și servicii mai scumpe. Veniturile bugetare au fost în creștere cu peste 22%, potrivit unor surse, în mare parte ca urmare a încasărilor TVA. Pe de altă parte, și cheltuielile au crescut cu peste 15%, în special cele cu bunurile și serviciile, subvențiile, dar și cu dobânzile mai mari. Peste tot în Uniunea Europeană, creșterea economică va fi mai modestă anul acesta față de cea estimată inițial. Cea a României va fi mai mică decât a Franței sau Ungariei, dar aproape de media europeană, conform estimărilor Comisiei. Germania, pe de altă parte, ar urma să aibă o creștere economică anul acesta de numai 1,6%. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.